Chiluptaș tare corupția la aeroport, dar cineva, n-a să dau nume, dar cineva care e responsabil de țigări la rutele Chișinău-București, Chișinău-Londra, deci așa e pe dâșă, i-a aranjat. Opa, avem așa ceva? Că e două pachete, cred, probabil, da? Ascultă, nu se lucrează mult cu camioanele, se lucrează cu valizele, dar încă o dată, una când merge un pasager și pe lângă un bloc care îți permite o mai ascuns unul, și alta când se organizează aceste valize, când se cumpără bilete pe ce, ei lucrează curieri, înțelegi? Adică nu sunt oameni care pur și simplu vor să admire frumusețea Londrei. Nu. Nu. Adică ei combină, admiră frumusețea. Da, înțelegi? Și chestiile astea sunt știute și chestia asta este protejată inclusiv de serviciul informatic și securitate. Probabil de foști din oamenii care au fost numiți anterior. De ce? Eu spun ceea ce o spun ei care replică. Domnul Gânsă, hai, ia că și așa țara e făcut. Pe oamenii fac nebuni aproape tăi posturi de televiziune, nici dumneavoastră îngânsepeți cu șaltai-baltai, nu?